Procurorii au depus marți demersurile de aplicare a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile celor trei persoane reținute în dosarul fostei direcții 5 a Ministerului Afacerilor Interne. Sunt vizați șeful Inspectoratului de Poliție Bălți, un inspector al Poliției de Frontieră și președintele Asociației FEIA Dorin Damir. Aceștia au fost reținuți luni în urma unei operațiuni desfășurate de Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, în comun cu Serviciul de Informații și Securitate. Cei trei sunt cercetați pentru abuz în serviciu, divulgarea secretului de stat, fals în acte publice, dilapidarea averii statului și trecerea ilegală a frontierei. Solicitat de noi, Alexandru Levinski, avocatul lui Dorin Damir, ne-a declarat că deocamdată nu poate oferi detalii pentru a nu afecta drepturile și poziția clientului său, dar a dat asigurări că acesta va reveni ulterior cu o reacție. Direcția 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații ar fi fost desființată în 2019 pe motiv că avea drept scop filarea anumitor persoane.